Te-ai gândit vreodată când o zi cei din jur se vor ridica împotriva ta? Din cauza faptului că nici tu nu devii mai bun? Pentru că dacă nu ai milă, nu ai îndurare și nu dai mesajul lui Dumnezeu mai departe, așa rămâi. În cutia ta, așa rămâi. Ne speriem că vin imigranții și vin atâția peste Europa. Mi-a plăcut un gând foarte tare, foarte tare, citit într-o publicație, spune așa. Astăzi Europa este chemată să fie tolerantă. Știți ce spunea persoana respectivă? Nici nu avem altă cale, pentru că nu avem puterea să fim intoleranți. Noi nu avem puterea să fim intoleranți. Ei știu că trebuie să vină cu bomba, să vină cu ce a venit, cu obiceiurile lor, ni termină. Dar noi nu mai avem puterea să fim intoleranți. Asta e problema. Noi stricăm toți toleranță, dar nu avem puterea. Singurii care ar putea să fie intoleranți, să spună, stai puțin, că nu-i pisica la mine, nu-i la voi. Singurii care ar putea să fie intoleranți ar fi doar creștinii care îl cunosc pe Dumnezeu, care sunt cred în Dumnezeu, care Dumnezeu e viu și care cred că Dumnezeu poate să lupte pentru ei și să-i elibereze. Într-un fel sau altul. Eu sunt tolerant. Eu n-am bătut pe mine, eu sunt om al păcii. Când te uiți la el, este unul pe unul. Săracul îl bate-i frunza. Cel care e tolerant, să-l vezi că e când casa scânteie de mare, care-i puterea să-ți facă rău, are puterea să te distrugă și să spună, aleg să nu te cap în picioare. Și aleg să spun, vină în casa mea și te pun la masă. Și vezi cum trăiești un creștin, vezi ce înseamnă Dumnezeul nostru. Asta înseamnă că am aleg. Astăzi, haide din nou să ne rugăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Daniel 11:32 spune, dar aceia din popor care vor cunoaște, vor experimenta pe Dumnezeul lor, vor rămâne atași și vor face mari isprăvi. Articolul se chema Europa a spus Dumnezeu este mort. Dumnezeu nu există. Dumnezeu spune Europa se sinucide. Noi spunem Dumnezeu a murit și îl scoatem afară din viața noastră și Dumnezeu când se uită la noi spune îl sinucideți. Fără mine nu aveți puterea să fiți, să arătați altceva. Veți fi toleranți pentru că nu aveți altă putere. Creștinii nu au fost oamenii care să le fie teamă din orice cucerire. Sunt oamenii care își iubesc viața, dar nu până la moarte, sunt gata să moară pentru Dumnezeul lor. Creștinii sunt gata să spună mesajul dragostei, chiar dacă după aceea vei muri. De ce? Pentru că nu credem în izbăvirea temporară. Da, Dumnezeu ne dă biruinții, creștinismul pe o parte sau pe alta. Într-o anumită perioadă a lumii, anumită perioadă a globului, suntem mai sus, mai jos. Dar biruința noastră este prin Iisus Hristos și este o biruință finală. Care este versetul care ne motivează să trăim pentru Dumnezeu în biserica noastră, nu? Romani 9:37. Căci prin aceasta s-au încetat tuturor necazurilor care pot să vină, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Mai mare în ascultare. Imediat să asculte să facă voia lui Dumnezeu. Mai mare în sacrificiu. Nu a dus doar mesajul, a venit să se dorească pe sine. În Iisus Hristos mesajul este întrupat. Ce spune și ce face și viața lui este compact acolo, este monolit. Te uiți și spui, ce spune și ce a făcut este Dumnezeu între noi. Și este mai mare decât noi când ne aduce numai o mântuire și o izbăvire temporară și pentru lumea aceasta. Că ar fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii, spune Apostolul Pavel. Și este o mântuire totală, veșnică. Este mai mare.